Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător! Haideți să vedem la Vărsător. Deci, la Vărsător, da. Multă pasiune văd. Este o persoană care vine, pleacă, vine, pleacă, nu știe ce vrea sau are prea multe opțiuni, are prea multe persoane. Sunteți... Vă întrebați de ce pasiunea aceasta este... sau relația aceasta merge așa încet sau este o relație... Aveți multe întrebări și totul se rezolvă ca prin miracol și vă împăcați cu această persoană. Dar este o persoană toxică, este o persoană care vă vrea ori cu forța, vă forțează mai mult. O persoană care lasă amprente importante în viața dumneavoastră, care în trecut v-a mai părăsit odată, vă va mai părăsi și acum. Apoi poate să fie... să apară personaje noi, persoane noi în viața dumneavoastră care să vă facă să simțiți acea plăcere iarăși de a te îndrăgosti, de a... așa... și totuși aveți mai multe pretenții, aveți mai multă experiență acum unii și spuneți nu, până aici. Nu ești cum îmi doresc sau faci greșeala asta și asta, atunci eu îți spun că nu se întâmplă nimic între noi. Eu nu știu, așa persoane false. Persoanele căsătorite, aveți mult noroc, dar rămâneți împreună. Dacă sunteți căsătoriți, rămâneți împreună. Căsătoria este cu noroc, nu vă să vă despărțiți. Orică sunteți de foarte mulți ani împreună și ați îmbătrânit împreună, oricum vă văd bani mulți în căsătorie, dar cei singuri nu, cei singuri rămâneți singuri. Și foarte multă lume apare, dar este falsă. Nu este cineva serios, așa, sau ceva ce v-ați dori, deocamdată nu. Nu văd. Poate o să văd când o să mai văd, iarăși. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.